Tragedie în lumea muzicii, cântărețul american Mitloff a decedat câștigător al unui premiu Grammy. Artistul a rămas în istoria muzicii cu unele dintre cele mai mari vânzări ale tuturor timpurilor. Mitloff își lansase ultimul album în 2016, dar avea planuri să se întoarcă în studio chiar în această lună. Cântărețul american Michael Lee A Day, cunoscut sub numele de scenă de Midlove, a murit pe parcursul nopții la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de către familie pe pagina de Facebook a artistului. Potrivit postării, Midlove a decedat înconjurat de prieteni și de familie, soția și cele două fiice ale sale. Născut la Dallas în 1947, Midlove este cunoscut pentru hitul I Do Anything For Love de la începutul anilor 90, care i-a adus un premiu Grammy și mai ales pentru albumul Bad Out of Hell cu care artistul a debutat în anii 70, acesta a fost urmat de alte două albume cu același nume.